Dăncilă pune presiune pe Iohannis. Premierul a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională a României dacă președintele nu îi numește în funcțiile de ministri pe Olguța Vasilescu și pe Mircea Drăghici. Dacă nu se întâmplă nimic, trebuie să mergem la Curtea Constituțională pentru a găsi acolo un rezultat, cât că este un caz unic în istoria Uniunii Europene. Acum, când se preia președinția, când în fața României se află acest proiect de țară, avem o situație atât de dificilă în care președintele efectiv nu este interesat de modul în care preluăm președinția. Președinția Consiliului Uniunii Europene a declarat premierul României. Întrebată dacă a încercat să vorbească cu Iohannis, Dăncilă a spus că s-a lovit de o ușă închisă. Pentru a avea un dialog, trebuie să existe deschidere din ambele părți. Eu am toată deschiderea, dar nu am primit nici măcar o justificare pentru ce a fost respinsă prima nominalizare, susține Viorica Dăncilă. Președintele Claus Iohannis este așteptat să semneze propunerile PSD-ALDE pentru Ministerul Dezvoltării, respectiv Ministerul Transporturilor.